Pentru ca atmosfera de Paște să fie simțită cu adevărat, copiii cercului de pictură culoare din culoare au renunțat temporar la pensule, acoarele și creion și au creat frumoase decoruri cu specific Pascal pe care le-au expus în holul primăriei. Expoziția este deschisă până după sărbători. Cercul de pictură culoare din culoare a lăsat deoparte pensula și creionul și s-au decis să creeze frumoase decorațiuni pentru sărbătorile pascale. Copiii au colorat mulaje făcute din gips în formă de iepurași și floricele și au încondiat ouă cu mărgele viu colorate. Am vrut să expunem ceva mai deosebit. Am lăsat puțin pictura și grafica deoparte și am trecut pe obiecte decorative. Ce vedeți aici este munca lor timp de o lună de zile. Deci am încondiat ouă în mărgele, în quilling, tehnica quilling. Am făcut diferite obiecte în gips pe care copiii le-au pictat și respectiv le-am combinat cu materiale. Surprinzătoare a fost și prezența figurilor origami, care a demonstrat încă o dată talentul micilor artiști. Cine dorește să vadă lucrările copiilor, pot vizita expoziția creată de aceștia găzduită în holul primăriei din S. Nicolae Mare. Expoziția va fi pune după sărbătorile de Paște. Poate fi vizitată de toată lumea. Cine dorește este liber să vină să vadă, să admire, să întrebe, poate să se înscrie la cercul de pictură. Avem o grupă și pentru adulți, nu doar pentru copii. Iar fiindcă expoziția este cu vânzare, doritorii pot pleca acasă cu un decor de Paște unicat. Urmează știrile din sport. Junioarele 2 de la Unire au jucat împotriva fetelor de la Severin săptămâna trecută. Calificarea la turneul semifinal a determinat junioarele de la Unire să joace mai relaxat, iar echipa de la Severin a învins gazdele. Avem calificarea luată, probabil de aceea fetele de la Unirea Junioare 2 s-au decis să se relaxeze puțin la meciul de săptămâna trecută contra junioarelor de la Severin. Astăzi echipa a fost puțin obosită, zic eu, și deconcentrată de la meci. Știind că suntem calificați deja la turneul semifinal, nici n-au avut atâta ambiție și dăruință pe teren. În schimb, sperăm în continuare să... vacanța asta, în perioada asta de vacanță, să ne pregătim ușor-ușor, că se apropie în 3 săptămâni jumate se apropie turneul semifinal și acolo sperăm să facem o figură frumoasă, să ne calificăm la turneul final. Au vrut să demonstreze că puteau să fie ele în locul nostru, au avut o dorință puțin mai mare ca noi astăzi, cum spuneam, și de concentrarea noastră și de lăsarea noastră, n-am avut puterea de a reveni în joc. Puțin pe final, dar s-a terminat. Cum s-a terminat și asta e, nu putem să fim supărați acum pe fetele care au muncit un sezon întreg și s-au calificat la turneul semifinal pentru o înfrângere acasă. Se mai întâmplă și nu avem ce face. Acestea din urmă însă nu le-au iertat pe junioarele antrenate de Cristian Băloi, învingând echipa locală în semn de demonstrație că și le-ar fi meritat calificarea. Unirea a învins Orțișoara, echipa care a ocupat primul loc în tur în divizia județeană, a fost învinsă de echipa S. Micleușeană săptămâna trecută cu 3 puncte diferență. Meci decisiv pentru albaștrii de la fotbal seniori împotriva campioanei din tur pe județ. Orțișoara a jucat împotriva celor de la Unirea săptămâna trecută, meci în care echipa locală a demonstrat că își merită locul în divizia D. Noi astăzi am arătat că suntem mai buni ca ei și că noi rezultatele le facem numai pe teren și că noi la sfârșit o să trebuiască să fim noi pe primul loc după jocul prestat astăzi. Și trebuie să recunoaștem că cei care au fost la meci au avut parte de un meci extraordinar, da? Și că oaspeții au scăpat ieftin. Putea scorul să fie mult mai mare, chiar dacă sunt liderul seriei. Unirea a bătut echipa din Orțișoara cu 4-1, ajungând la doar 2 puncte diferență în clasament față de campioana județeană. După o săptămână încărcată de competiții, junioarele 3 au învins echipa timișoreană LPS Banatul cu 19 puncte diferență. Junioarele de la Unirea au pornit tare încă din prima repriză, depășind cu mult scorul oaspeților. Săptămâna aceasta a fost încărcată de meciuri și competiții cu echipe din Timișoara, Jimbolia și din Iași. Meciul de vineri împotriva celor de la LPS Banatul a fost foarte tensionat. Astăzi am făcut un joc destul de bunicel și în funcție că eram și calificați. În același timp eram și calificați, mă așteptam ca fetele să fie mai dezordonate în teren așa, și mai liniștite, dar s-au motivat și am făcut o victorie destul de bună și la o diferență de scor foarte mare. Denis Lisman s-a descurcat foarte bine tot turneul și în meciul de azi iar a făcut un meci foarte bun. E într-o formă de creștere foarte bună și ne bucurăm pentru asta, mai ales că ne așteaptă cele două turnee semifinale și la junioare 2 și la junioare 3. Ea făcând parte din ambele echipe. Fetele de la Unirea Junior 3 au profitat de faptul că adversarele lor au fost puțin distrase și au pornit în față la atac. În a doua repriză s-a încercat o revenire a oaspeților, dar nu au reușit să se apropie de scorul fetelor de la Unirea cu mai puțin de 19 puncte.
Fetele au fost un pic cu capul în vacanță, au luat un pic meciul prea ușor. S-a văzut în prima repriză, în a doua repriză s-au montat, au încercat să revină, din păcate nu ne-am putut folosi de Sandra Țepurică, care nu și-a putut aduce aportul la calitatea jocului. Fiind accidentată, s-a accidentat ieri în ultima secundă la meciul cu Jimbolia. Ce să zic, au fost faze frumoase, au fost faze hazlii, sunt copii. Astăzi, acum sunt sus, peste 20 de secunde cad inexplicabil. Normal, noi nu mai avem nicio miză. Pentru o victorie de palmares, ca să facem un meci tare și tensionat, n-avea rost. V-am spus, noi după ce am venit de la turneul final de la UNSS-uri, fetele au intrat într-un pic de vacanță și lucrul acesta s-a văzut și la turneul ăsta. Obiectivul principal a fost să nu mai ne lăsăm păcăliți de echipele care sunt sub noi în clasament și acest obiectiv s-a îndeplinit în mare parte. Am rămas pe locul 3 în serie, deocamdată este ok, locul 7 pe țară la UNSS-uri la gimnaziu, 5-8, se putea mai bine acolo, dar întâmplarea a făcut să nu fie mai sus. Mă bucur că am ajuns în preajma sărbătorilor pascale, mă bucur foarte mult că am reușit să pregătim orașul pentru aceste sărbători, așa cum am făcut în fiecare an, și m-aș bucura din tot sufletul ca aceste sărbători să găsească pe toți cetățenii orașului Sfântul Nicolae Mare sănătoși, bucuroși, voioși, fericiți, și le-aș ura din tot sufletul Paște fericit alături de cei dragi și Hristos a înviat. Vă doresc ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă lumineze viața și gândurile, să vă umple sufletul de bucurie și să vă împlinească toate dorințele. Hristos a înviat! Biroul Management de Proiecte Juridic, Achiziții și Transport urează tuturor locuitorilor Sfântul Nicolae Mare un Paște fericit. Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor pascale, Biroul Contabilitate din cadrul Primăriei Sfântul Nicolae Mare vă urează Hristos a înviat! Personal din cadrul Biroului Resurse Umane, Relații cu Publicul și Asistență Socială vă urează, cu ocazia sărbătorilor de Paște, să aveți parte de căldură, liniște și pace sufletească, să petreceți cât mai mult timp alături de cei dragi. Hristos a înviat! Sfânta sărbătoare de Paște este un moment în care dragostea, pacea și seninătatea se une sub numele Domnului. De aceea, cu această ocazie, Biroul Unic urează tuturor sâmnicloșenilor un Paște fericit, lumină în suflet și belșug. Biroul Protecția Mediului din cadrul Primăriei Orașului Nicolae Mare dorește pe această cale să ureze cetățenilor orașului Sfântul Nicolae Mare un călduros Paște fericit, multă sănătate și liniște sufletească. Hristos a înviat! Serviciul Spații Verzi din cadrul Primăriei Sfântul Nicolae Mare vă urează un Paște fericit alături de cei dragi și un călduros Hristos a înviat! Cercul de pictură culori din culoare vă urează tuturor sărbători fericite, Paște fericit și să aveți tot ce vă doriți. Cu ocazia sărbătorilor pascale, Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Agricol vă urează sărbători fericite alături de cei dragi și Hristos a înviat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile STV. Urmează emisiunea Sfântul Nicolae azi. Echipa STV vă urează sărbători fericite alături de cei dragi și Hristos a înviat. La revedere!